Aș vrea să am și o întrebare, să-i zic așa, socratică. Credeți că cititul este un meșteșug? Se învață, se deprinde? Ai nevoie de modele pentru a citi? Există cititorii performanți și cititori proști? Adevărul că până acum vreo 3-4 ani nu mi se părea așa. Mi se părea că este un dat natural, că lectura face parte dintre necesitățile, dacă nu biologice, măcar spirituale ale fiecărui om. De vreo 2-3 ani de când sunt întrebat tot mai des lucruri de acest gen, nu credeți că și cititorii au nevoie de o educație de cititori, precum scriitorii trebuie să-și șlefuiască talentul în permanență? Adică tu ai un dat nativ, dorința de a citi, de a ști mai mult. Bun. Ai o nevoie lăuntrică de a-ți coase o rană interioară și știi atunci că actul artistic, lectura, filmul, teatrul, muzica, un tablou îți alină sufletul, dar ai trebui să știi și cum să îți instrumentezi lectura. Și atunci m-am gândit că, într-adevăr, ar fi nevoie de niște cluburi de lectură sau de niște întâlniri, cam cum era cenaclul pe timpul meu, în toți anii 80, că era cenaclul de luni, Junimea, Manolescu, Crohmălnicianu, Mircea Martin, peste tot, la UTC, în școli, acasă, sub formă de samizdatori, erau niște reviste, erau niște cercuri în care se educa exact asta. Capacitatea de a avea niște bune așteptări de lectură, de a avea un nas, un miros cât mai fin, să te duci înspre lecturile care corespund cu așteptările tale și să te antrenezi către lectură. Pentru că lectura, ca și muzica pentru melomani, cere o anumită disponibilitate, un anumit spațiu. Mai întâi, cititorul educat, deci bunul cititor trebuie să se autocunoască perfect sau cât mai bine, să știe ce așteptări are el. Are un suflet educat pentru romanul de tip britanic, pentru poezia franceză, pentru spiritul germanic. Simți înăuntru tău că vrei roman abisal ca la Dostoievski sau vrei romanul organizării sociale ca la Dickens, ca la Sororile Brânte, etc. Sau vrei metaforă, parabolă, să mergi înspre nemți, înspre Thomas Mann, Hermann Hesse, Junger. Deci odată ce știi ce fel de tip de așteptări ai, atunci trebuie să înveți să citești nu neapărat autori, cât literaturi, și să ai o pregătire aparte pentru fiecare gen. Nu poți citi la fel eseul ca poezia, ca teatru. În teatru trebuie să-ți faci tu spectacolul mental, să fii tu regizor, cititor în același timp. Nu poți să fii un cititor egal de Montaigne și Pascal. Montaigne merge pentru sufletele fericite, jubilative, histrionice, în timp ce Pascal coboară brusc în pupusul, în pivnița din lăuntrul tău. Dacă vrei să mergi spre moraliști, atunci ai mergi pe linia Epictet, Seneca până la Chamfort. Dacă ești o natură jubilativă, citești Goldoni, Comedia dell'arte, Molière. Deci totul plecă de la cunoașterea personală și de la tipul de așteptări pe care l-ai. Dacă n-ai nicio așteptare, dacă te simți bine dansând, bând, fiind narcoman, jucând fotbal, mâncând semințe și bând bere, perfect. Lectura este ceva inutil. Am pus și cu întrebarea asta și cu un fel de intenție ascunsă, pentru că eu mă izbesc în fiecare zi de tot felul de cititori proști, nu neinteligenți, ci există un anumit cititor cărcotaș care se apucă să citească doar pentru a dibui el anumite greșeli, anumite erori de raționament, la sfârșit să ajungă să spună autorul, sigur, se contrazice pe sine, nu,
nu e ok ce spune, nu, fără să citească cu atenție, da, fără știți, să citească deschis. Știți mulți tipi, așa? În fiecare zi dau de astfel de oameni. În jurul meu sunt numai tipi cărora lectura le astupă un deficit de un anumit fel. Cât te simți singur, ești părăsit, îți cauți un prieten, cauți o dragoste, ești plictisit de mizerie. Ei cred că își caută mai degrabă un dușman. A, da, uite, eu n-am așa ceva, eu n-am prins tip. Sunt cam vreo 30 de ani. Sunt cititori ideologici, care au o grilă ideologică prin care... Da, ferește-mă, Doamne, de tipii de acest gen, care sunt oamenii unei singure lecturi sau unei singure îndoctrinări și care vin deja, pentru care orice text este un pretext. Orice text, chiar dacă este Biblia sau Shakespeare sau Dante, sunt pretexte pentru teoriile lor. Aceștia sunt oameni bolnavi, este o patologie a lecturii și cu care nici nu merită să stai de vorbă, pentru că ei sunt convinși și împrealabili de orice. Dacă spuneți că sunt cărcotași, înseamnă că văd exclusiv găurile din Schweizer. Sunt tot mai mulți. E ceva, acest, un fenomen care ne contaminează. Păi atunci mi-e teamă că asta vine din semidoctismul, din ignoranța care sunt tocmai dominante, din lumea blogurilor și a Facebook-ului și a tehnologiei care videază individul de personalitate. Nemai având miez, fiind goi înăuntru lor cipi oricât și se aude ca un hău. Deci neavând o bibliotecă înăuntru tău care să tapeteze, care să antifoneze sufletul, nu poți decât să țipi și să răcnești. Tu devii propriul tău ecou. Goliciunea din înăuntru tău produce gol, numai de parte. Și atunci, știți ce se mai întâmplă? Școala, de fapt, care va, că sunteți aproximativ de vârsta lor, în școală nu se mai citesc opere complete. Se dă nu tot Rebreanu, se dă numai capitolul X din Răscoala, paginile YZ din Pădurea Spânzuraților, deci oamenii nu mai sunt învățați să vadă întreguri. Negândind armonios, negândind cu minte înțelept, organic, temeinic, neavând o rânduială, atunci ei merg stânga, dreapta, sus și jos și merg așa cum butonați pe telefoane și pe bloguri. Deci toată tehnologia asta ne-a îndepărtat de, cum să spun, de slow food-ul lecturii. Nu mai avem răgaz, nu mai avem greutate înăuntru nostru, nu mai avem un sol. Tot solul este afânat și noi suntem, practic, avem un tip de lectură dezmățată, cu masele afară, cam cum arată și asfaltul Bucureștilor noștri.